Tiparul textual narrativ, material pentru clasa a șasea. Pentru început, îți propun să citim următorul text. În prima zi de școală, pisicuța mea, Fifi, s-a ținut după mine până în curtea școlii. Nu am mai avut timp să o duc acasă, așa că am luat-o în clasă. Am decis să o ascund în ghiozdan. Țineam ghiozdanul strâns în brațe, de frică să nu iasă Fifi din el. În clasă era o atmosferă liniștită, iar noi discutam cu doamna dirigintă despre vacanța care trecuse. Într-o clipă, Fifi a zbugit-o din ghiozdan și a început să sară printre colegi, răsturnând cărți și caiete. Pisica mea a stârnit zâmbete și râsete. A zâmbit inclusiv doamna dirigintă. După ce pisicuța năzdrăvană a fost prinsă, doamna mi-a spus să nu o mai aduc la școală. Așa am făcut. Să aflăm ce este textul narrativ. Textul narrativ este acel text în care sunt relatate întâmplări, fapte, evenimente, la care iau parte persoane sau personaje. Întâmplările relatate sunt plasate în timp și spațiu, așadar în textele narrative apar repere temporale și repere spațiale. Acest tipar textual poate fi găsit în diverse texte literare, povești, povestiri, basme și așa mai departe, sau în texte non-literare, prezentarea unor evenimente istorice sau relatarea unor fapte în presă. Să descoperim ce presupune tiparul textual narrativ. Structura textului narrativ presupune parcurgerea următorilor pași. Introducerea, în care este prezentată situația inițială, se produce plasarea în timp și spațiu și sunt numite persoanele, personajele. Cuprinsul, care constă în prezentarea, relatarea evenimentelor în ordinea desfășurării lor. În cuprins sunt folosite cuvinte și grupuri de cuvinte ca întâi, apoi, după aceea. Și încheierea, în care este prezentată situația finală, și sunt enunțate anumite impresii provocate de cele întâmplate. Iar acum să vedem cum se aplică tiparul textual narrativ în textul pe care l-am citit la început. Introducerea. În prima zi de școală, pisicuța mea, Fifi, s-a ținut după mine până în curtea școlii. Nu am mai avut timp să o duc acasă, așa că am luat-o în clasă. Observăm plasarea în timp și spațiu, în prima zi de școală, în curtea școlii, în clasă, și menționarea personajului din text, Fifi, pisicuța povestitorului. Cuprinsul, care apare în paragrafele al doilea și al treilea, cuprins în care sunt prezentate evenimentele în ordinea desfășurării lor. Ascunderea lui Fifi în ghiozdan, discuțiile din clasă, faptele neașteptate ale pisicuței, reacția celor din clasă. Și încheierea, ultimul paragraf al textului, după ce pisicuța năzdrăvană a fost prinsă, doamna mi-a spus să nu o mai aduc la școală. Așa am făcut. Observăm în încheiere situația finală. Iar în final îți propun o activitate individuală. Spor la treabă.